Scena de deschidere prezintă un băiat pe nume Soka și sora sa mai mică Katara care trăiesc în tribul de apă din sud. Locul este complet acoperit de zăpadă și este înconjurat de ape înghețate. În prezent, frații încearcă să vâneze niște animale pentru hrană. După ce merg pe o distanță destul de mare, îi dau peste un iceberg neobișnuit. Când sparg icebergul, acesta eliberează o rază de lumină radiantă și dezvăluie un băiat de 12 ani pe nume Aang. El are un tatuaj distinctiv pe cap și un colosal companion zburător numit Epa. Dându-și seama că băiatul este epuizat, frații l-aduc în satul lor. Pe de altă parte, fascicolul de lumină atrage atenția prințului dezonorat al națiunii focului pe nume Zuko. Se pare că acesta a fost alungat din regat pentru că era prea slab. Din această cauză, el are misiunea de a-l găsi pe Avatar, singura persoană capabilă să îndoaie toate cele patru puteri elementare, aer, apă, pământ și foc. Este singurul mod în care Zuko își poate dovedi valoarea și își poate restabili onoarea, permițându-i să se întoarcă la familia sa. În scena următoare, Zuko împreună cu oamenii săi urmează raza de lumină și ajung la tribul apei sudice pentru a cere avatarul. Acest lucru îi lasă pe săteni care sunt majoritate bătrâni într-o poziție precară. Katara, în ciuda faptului că este tânără, încearcă să-și folosească abilitatea de îndoire a apei pentru a rezista națiunii focului, dar fratele ei oprește. Confruntat cu amenințarea de a le face rău sătenilor, Aang se predă de bunăvoie pentru a proteja satul. Apoi este dus cu nava lor unde îl întâlnește pe unchiul lui Zuko, Iroh. Acesta din urmă servește ca un contrabalans pentru limba ascuțită și furia impulsivă a lui Zuko. Iroh vrea să verifice dacă Aang este persoana pe care o caută. Așa că decide să efectueze un test. La început pune o lumânare în fața lui Aang, iar acest lucru face ca flacăra să urce. În continuare el toarnă niște apă, iar aceasta în mod surprinzător ia formă circulară. În cele din urmă, atunci când o piatră este prezentată lui Aang, aceasta se echilibrează vertical datorită puterii sale născute. Aceste încercări confirmă faptul că băiatul este într-adevăr avatarul. Între timp, înapoi în tribul apei, Katara se confesează fratelui ei, subliniind importanța de a-l proteja pe Aang. De asemenea, ei vorbesc cu bunica lor, care identifică tatuajul băiatului ca fiind un avatar și îndeamnă să-l salveze din ghearele națiunii focului. Cu aceste informații în mână, Soka și Katara se urcă la bordul lui Epa și pornesc în misiunea lor îndrăzneață de a-l salva pe Aang. Pe navă, Zuko și Iroh decis să-l prezinte pe Aang regatului lor ca mijloc de a răscumpăra onoarea pierdută a lui Zuko. Auzind acest lucru, Aang furios își folosește abilitățile sale de mânuire a aerului și imobilizează pe toți gardienii din calea sa. Frații ajung și ei acolo, călare pe bestia zburătoare și salvează. În urma acestui fapt, triorul călătorește spre patria lui Aang la templul sudic al aerului. La sosire, Aang află că a stat în iceberg timp de un secol, timp în care națiunea focului a ridicat pe toți ceilalți nomazi ai aerului, inclusiv pe tutorele său, călugărul Jiatso. Copleșit de disperare, Aang intră în starea de avatar și traversează lumea spiritelor, unde întâlnește un spirit dragon. Cu toate acestea, înainte ca el să facă vreun pas greșit, rugămițele lui Katara îl scot pe băiat din minți. După aceasta, grupul se îndreaptă spre un sat din regatul pământului pentru a verifica ce fac restul sătenilor. La sosirea lor, descoperă că satul se află sub control total al națiunii focului. În scurt timp, niște soldați îi zăresc și întemnițează împreună cu restul mânuitorilor pământului. Văzând cum sătenii sunt supuși sclaviei, Aang ține un discurs inspirat, încurajându-i să aibă încredere în propriile abilități și să le folosească pentru a se lupta pentru libertatea lor. În cele din urmă, cei trei tineri eroi reușesc să stârnească o rebeliune, mobilizându-i pe săteni să-și unească forțele împotriva soldaților națiunii focului. Prin eforturile lor colective, ei ies în cele din urmă victorioși și liber în satul de opresiune. După aceea, Aang le spune lui Katara și Soka că stăpânește doar controlul aerului și că rămâne neantrenat în celelalte trei discipline elementare. El dezvăluie că a fugit de la mănăstire fără să se antreneze pentru că a vrut să ducă o viață normală. Potrivit lui Aang, s-a spus că a fi avatar necesită sacrificii imense, inclusiv despărțirea de familie și de toate celelalte lucruri pe care le pot avea oamenii normali. Dar acum că își recunoaște responsabilitățile față de națiuni, el vrea să stăpânească cele trei puteri elementare. Cu această hotărâre de neclintit, trioul pornește spre tribul de apă din nord, unde Aang poate învăța de la maestrii care stăpânesc apa. Pe drum ei fac o scurtă oprire lângă un lac pentru a-și petrece noaptea. La scurt timp după aceea, Aang decide să viziteze un templu al aerului de nord din apropiere, asigurându-i pe frați că se vor întoarce în decurs de o zi. Odată ajuns acolo, Aang se întâlnește cu un țăran pe care îl percepe inițial ca pe un aliat. Cu toate acestea, adevărata loialitatea țăranului este dezvăluită în curând, este membru al națiunii focului. Aang este rapid capturat de soldat și prezentat lui Zhao, un comandant nemilos al națiunii focului. Nu după mult timp, un bărbat misterios cu o mască albastră de demon se infiltrează în templu și luptă cu gărzile pentru a-l elibera pe Aang.
Acest răufăcător mascat este cunoscut și sub numele de Spiritul Albastru. După ce află despre intrus, comandantul Zhao își trimite trupele pentru a-i opri, dar Spiritul Albastru și Aang își unesc forțele pentru a respinge soldații. Atunci când comandantul Zhao declară ordinul de a nu-i face rău avatarului, Spiritul Albastru ține imediat pe Aang sub amenințarea cuțitului pentru a le asigura scăparea. La scurt timp după aceea, Zhao își dă seama că Spiritul Albastru nu este nimeni altul decât Zuko. Ca răspuns, îl pune pe arbaletarul său să-l incapaciteze pe Zuko cu o lovitură bine țintită. Dar înainte ca soldații să-i poată prinde, Aang își folosește abilitățile pentru a scăpa cu Zuko inconștient. Aang îl veghează până dimineața și apoi pleacă pentru a se reuni cu frații. La scurt timp după aceea, Zuko își recapătă cunoștința și se întoarce la unchiul său Iroh. Pe de altă parte, comandantul Zhao îi transmite regelui vestea intervenției lui Zuko. El explică faptul că l-a capturat pe avatar, dar Zuko i-a ieșit în cale și a stricat planurile. În mod surprinzător, regele nu se înfurie și îl instruiește pe comandant să-i lase fiul în pace. El crede că Zuko este încă naiv, așa că nu merită să fie pedepsit. Cu toate acestea, Zhao, care nu-l poate tolera pe Zuko în calea lui, încearcă să-l ucidă aruncând în aer întreaga navă. Din fericire, Zuko reușește cumva să supraviețuiască. Între timp, Aang, Sokka și Katara ajung în tribul de apă din nord, unde primesc o primire călduroasă din partea locuitorilor. Ei se prezintă în fața curții legale, unde Aang se dovedește a fi ultimul mânuitor al aerului, ceea ce aduce permisiunea de a urma un antrenament cu maestrul. Aang face apoi cunoștință cu un maestru de mânuire a apei pe nume Paku, care începe să învețe atât pe Aang cât și pe Katara în tehnicile avansate de mânuire a apei. În timpul antrenamentului lor, Sokka și prințesa Yue din tribul de apă din nord se simt atrași unul de celălalt, părând să trăiască o dragoste la prima vedere. În afară de toate acestea, regatul pare să fie conștient de războiul iminent, așa că începe pregătirile pentru acesta. Câteva zile mai târziu, presupunerea lor se adeverește, deoarece națiunea focului condusă de comandantul Zhao sosește la tribul apei de nord și se pregătește de atac. În timp ce Zhao se concentrează pe atacarea tribului, Zuko își croiește drum în interiorul regatului apei de nord și își continuă căutarea avatarului. Între timp, prințesa Yue îl conduce pe Aang într-un loc senin unde poate medita. Odată ajuns acolo, Aang reintră în starea de avatar și începe să caute spiritul dragonului pentru a putea primi ajutor pentru a învinge națiunea focului. Prințesa Yue și Sokka pleacă să verifice situația de afară, în timp ce Katara alege să rămână cu Aang pentru a-i asigura siguranța. La scurt timp după aceea, Zuko localizează locul de meditație unde se angajează într-o confruntare 1-1 cu Katara. Deși ea reușește să neutralizeze câteva dintre atacurile sale de foc, Katara este învinsă în cele din urmă de Zuko, care apoi îl capturează pe Aang. În lumea spiritelor, Aang reușește să găsească spiritul dragonului, care sfătuiește să folosească oceanul și să arate națiunii focului puterea apei. Înarmat cu această nouă îndrumare, Aang se întoarce în corpul său fizic doar pentru a-l găsi pe Zuko în fața lui. Ei se angajează imediat într-o luptă aprigă, Aang folosindu-se de puterea de îndoire a aerului, în timp ce prințul își folosește puterea de amestecare a focului. Bătălia continuă până când Katara intervine, înghețându-l pe Zuko într-un bloc solid de gheață. În urma acestui lucru, ei se îndreaptă spre a se alătura conflictului în desfășurare. Afară, trupele comandantului Zhao își lansează atacurile, creând haos în rândul tribului de nord. Stăpânia apei încearcă din răzputeri să oprească soldații națiunii focului, dar nu este atât de ușor din cauza numărului copleșitor de soldați. În mijlocul acestei agitații, comandantul Zhao și Iroh se îndreaptă spre o peșteră sacră. Acolo, comandantul îl capturează pe spiritul lunii, care este entitatea sacră a regatului apei. Fără el, oamenii nu au niciun fel de puteri. Simțindu-i intențiile sinistre, Iroh încearcă să-l descurajeze, îndemnându-l să nu se atingă de natură. Cu toate acestea, comandantul Zhao nu ia în seamă sfatul și ucide spiritul lunii, ceea ce face ca toți stăpânii apei să-și piardă abilitățile. Acum, comandantul crede că le va fi foarte ușor să preia tribul apei. În furia de actul lui Zhao, Iroh își dezvăluie maestria în stăpânirea focului. Acest lucru îl sperie pe comandant și pe adepții săi, determinându-i să fugă din peștera sacră. În urma acestui fapt, Iroh subliniază importanța menținerii echilibrului naturii și sugerează că ar putea exista o modalitate de a restabili ecosistemul. Auzind acest lucru, prințesa Yue decide să se sacrifice pentru a reînvia spiritul lunii. Sokka încearcă să o împiedice să facă acest lucru, dar prințesa s-a hotărât. Ea îi dă un prim și un ultim sărut înainte de a se sacrifica de dragul poporului ei. Câteva momente mai târziu, mânuitorii apei își recapătă abilitățile și își continuă apărarea împotriva națiunii focului. După aceea, comandantul Zhao și Zuko se află în sfârșit față în față. Cei doi se pregătesc pentru o confruntare finală, dar chiar atunci intervine Iroh. Încă înfuriat de ceea ce s-a întâmplat, îi cere nepotului său să se dea la o parte. În urma acestui lucru, mânuitorii apei, care sunt alimentați de furia pentru moartea prințesei lor și profanarea spiritului lunii, se răzbună înnecându-l pe Zhao până la moarte.
În ciuda acestui fapt, războiul nu s-a încheiat încă, soldații Națiunii Focului continuându-și înaintarea spre tribul apei de nord cu navele lor. Aang își ia un moment pentru a reflecta la viața sa trecută înainte de a fi prins în iceberg, gândindu-se la educația sa printre nomazii aerului. Apoi el mai intră încă o dată în starea de avatar și își folosește puterea imensă pentru a ridica oceanul într-o barieră enormă. Acest lucru îi determină pe cei din Națiunea Focului să se retragă, punând capăt temporar războiului. În urma acestui eveniment, Aang este prezentat în fața mulțimii adunate, care își prezintă respectul înclinându-se în fața lui. În scena finală îl vedem pe tatălui Zuko, Ozaj, Lordul Focului, care încredințează fiicei sale, Prințesa Azula, sarcina de a-l împiedica pe Avatar să stăpânească pământul și focul. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă ți-a plăcut, te rog să lași un like, un comentariu și să te abonezi la canal. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a fi la curent cu toate videoclipurile ce vor urma. Ciao!